Salutare! Astăzi vreau să fac un clip despre acest umidometru. Revin după 3 ani jumate de când l-am făcut pe primul, încă funcționează aparatul. E o chinezărie destul de ieftină, dar merge încă. I-am pierdut eu acel ecran care proteja display-ul, dar funcționează fără probleme. Ce vreau să vă spun este că în acel clip eu am măsurat lemnul pe margine, lemn tăiat de mult timp, cum ar fi acesta, da, și nu are foarte mare relevanță conținutul în această parte cu umiditatea din interiorul lemnului. Vedem aici. O să avem un 8%, iar în tăietură mai proaspătă, cred că e făcută de câteva zile totuși. Și avem 11%, deci o umiditate mai apropiată de cea reală. Aici am pregătit un lemn cu două șuruburi. Ce trebuie să țineți cont când faceți acest lucru este că distanța dintre șuruburi trebuie să fie egală cu cea dintre electrozi pentru a avea o măsurătoare cât mai precisă. Pentru că principiul de funcționare al aparatului se bazează pe conductibilitatea electrică a lemnului cu un conținut mai mare sau mai mic de apă. Da, dacă o să-l punem pe metal, o să avem o valoare de 99,9%. Deci, ca și cum ar fi ud. Vă asigur că e uscat, dar se bazează pe conductibilitate electrică între electrozi. Și cu cât avem distanță mai mare sau mai apropiată, cu cât avem distanță mai mare, o să avem o umiditate mai mică a lemnului, cu cât va fi mai apropiat, umiditatea indicată de aparat va fi mai mare decât cea reală. Vreau să vă arăt că la o testare superficială avem 6%, iar la o testare în profunzime avem 10,5%. Deci, în profunzime avem ceva mai multă umiditate, pentru că e și normal. Expus la aer, mai ales că în ultima perioadă a fost o vreme foarte uscată, astăzi e un pic mai umedă, dar preponderent a fost foarte, foarte uscat aerul. E normal ca la suprafață umiditatea să fie mai mică. Dar pe noi ne interesează cea din interior pentru că aceea va lucra și aceea este umiditatea reală. Aici am vrut eu să-l ard, să văd dacă l-ar influența carbonul, dar nu influențează. Ce am făcut, am uscat lemnul foarte mult prin arsură. În schimb, ce vreau să vă spun, să vă atrag atenția iarăși, că nu e bine să faceți măsurătoarea în tăietură imediat după ce ați făcut-o, pentru că lemnul se încălzește în timpul tăierii și apa se adună la suprafață și o să fie o umiditate mai mare decât cea reală. O să-l încălzesc puțin să vă arăt. Da? Și ne indică 18,5 pentru că apa tinde să se evapore din lemn și vine la suprafață. Iar aici avem o umiditate de 11,5-11,4 care este de fapt cea reală. Deci după tăiere lăsați puțin lemnul să se zvinte pentru că umiditatea aceea din urma frecării cu pânza va fi la suprafață și va influența rezultatul. După cum am spus, aparatul merge folosit, eu mă ghidez cu el, dar nu pot să spun că are foarte mare acuratețe. O să un revers al medaliei, cum s-ar spune, în cazul în care lemnul a fost udat superficial de
o bură de ploaie va indica iarăși, sau o umiditate crescută a aerului va face ca lemnul să atragă umiditate la suprafață, să absorbă, dar în interior să nu aibă acea umiditate ridicată. De aceea tot timpul e bine să verificați în profunzime, eu știu, să tăiați o bucată de lemn, așteptați un pic și acolo măsurați în centrul lemnului. Cam asta ar fi despre acest aparat. Mai multe nu știu ce aș putea spune. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să lăsați un like, un coment, o abonare dacă nu ați făcut-o deja. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai bună.